Când am învățat cum să mă eschivez de loviturile de brațe, m-a ajutat foarte mult să câștig majoritatea luptelor din ring. Dar ca să învăț cum să mă eschivez de lovituri, am luat foarte mult pe mine în față. A fost un proces extrem de lung, dar am început să fac 3 exerciții ce m-au ajutat enorm de mult să mă îmbunătățesc reacțiile și să încep să eschivez loviturile de pumn ca și Muhammad Ali sau ca Mike Tyson. Nu a fost un proces ușor, dar m-a ajutat foarte mult ca să câștig majoritatea luptelor din ring. Pentru primul exercițiu vei avea nevoie de un săculeț pe care să-l atârni la nivelul feței, după care îl vei împinge și va trebui să te eschivezi din fața lui și va trebui să îți îmbunătățești ritmul, adică când va veni să te ferești și când se întoarce să te ferești. Dar va fi un ritm foarte ușor, vei începe foarte ușor și încă un lucru important este că trebuie să folosești și mișcarea picioarelor, adică să te miști și din picioare, nu doar din partea superioară a corpului. După ce te vei obișnui cu pasul, mărește un pic viteza, adică împingi sacul un pic mai repede ca să te ferești atunci când vine un pic mai repede să te ferești. Dar cu un pic de exercițiu va deveni tot mai ușor. Dar ca să faci acest exercițiu și mai greu, poți să o faci legal la ochi. Eu am încercat și este destul de greu, este foarte frustrant că nu știi când vine săculețul, când te ferești, când vine sau când se reîntoarce și este destul de greu să te ferești. Dar este un exercițiu distractiv pe care poți să-l faci. O să te lovești un pic în cap cu săculețul, dar îți va îmbunătăți reacția când să te ferești de lovituri. Și după ce ai început să stăpânești acest exercițiu, poți să mergi la următorul. La acest exercițiu vei avea nevoie de un partener și de 2 mingi de tenis. Vei sta cu spatele la perete și partenerul va arunca cu mingea de tenis spre capul tău și tu va trebui să te ferești. Dar atenție, trebuie să începi ușor. Trebuie să-i spui partenerului să arunce mingea de tenis ușor către capul tău. Pentru că dacă va arunca foarte rapid, cu siguranță vei fi lovit și nu te vei putea feri. Și aici la fel, va trebui să folosești jocul de picioare, adică să te miști și cu tot corpul, pentru că la eschive, dacă te vei mișca cu tot corpul, vei avea o șansă mult mai bună să revii cu un contraatac mai puternic. De aceea este foarte important să folosești tot corpul, adică să te miști și din picioare atunci când te eschivezi. Dar atenție, spune partenerului să arunce încet mingile spre tine, după ce te-ai obișnuit cu ritmul, poți să mărești ritmul, adică să le arunce în viteză. Aici nu am încercat legal la ochi să mă feresc de mingile de tenis, dar cu siguranță este imposibil să te ferești pentru că nu știi când va veni mingea de tenis sau când o va arunca și automat cu siguranță vei fi lovit. Așa că poate o să încerc să văd dacă pot reuși, dar nu am încercat și cred că este imposibil să faci lucrul acesta. Și după ce te-ai obișnuit și cu acest exercițiu, pentru că este un exercițiu mult mai greu, că nu știi când va arunca mingea de tenis, poți să mergi la următorul exercițiu. Acest exercițiu este tot cu un partener unde el va începe să arunce lovituri spre tine și tu va trebui să te ferești din calea lor, unde îți vei folosi atât partea superioară a corpului să te miști, să te ferești de lovituri, cât și partea inferioară, adică picioarele, da, mișcarea în lateral, ca să te poți feri de lovituri. Dar atenție, începeți ușor, pentru că dacă dai drumul la lovituri în viteză, nu vei apuca să te ferești și vei fi doar lovit. Nu, începeți ușor, calm, relax, să înveți să vezi loviturile când vin spre tine, ca să te poți feri de ele și după ce te-ai obișnuit un pic cu un ritm ușor, atunci poți să-i spui partenerului să mărească un pic viteza la loviturile de pumn. Dar până atunci începe ușor. Începe să te ferești la loviturile de directă, după care la loviturile de croșeu, să faci eschive pe sub loviturile de croșeu. După aia poți să le combini. Dar atenție, viteza trebuie să fie foarte mică, adică să începi să te obișnuiești. După ce te-ai obișnuit și după ce ai încredere că poți să te ferești la o viteză mai mare, puteți să măriți viteza. Dar până atunci, ușor, ok? Poți să le combini, poți să faci tot felul de exercițiu pentru a-ți îmbunătăți eschivele. Și după ce ai început să stăpânești aceste 3 exerciții, trebuie să începi să le pui în practică la sparring. Da, la sparring-uri, acolo îți vei rafina tehnica, acolo îți vei îmbunătăți tehnicile, pentru că la sparring nu știi când va lovi partenerul, când va trebui să te eschivezi, când va trebui să ieși în lateral, acolo îți vei îmbunătăți cel mai bine eschivele. Cu siguranță vei fi lovit la început, vei lua o grămadă de pumni în față, dar ăsta e mersul. La început trebuie să fii lovit ca să înveți să te ferești. Va fi destul de greu la început, dar cu experiență, cu antrenament, vei reuși să-ți îmbunătățești eschivele, după care să începi să le pui în practică la luptă și acolo te va ajuta să-ți obosești partenerul, să-l faci să devină frustrat că nu te poate atinge, să intri în mintea lui și să poți controla lupta. Pe mine eschivele mă ajută foarte mult în luptă pentru că îi fac pe adversar să devină frustrat că nu mă pot atinge, mai ales că și obosesc când aruncă loviturile în aer și eu revin cu lovituri puternice și în forță și îi obosesc. De aceea îmi place foarte mult să mă eschivez, mai ales că nu sunt lovit și nu iau damage pe corp și am mai multă energie ca să pot să câștig lupta. Dacă faci aceste 3 exerciții constant, o dată pe săptămână, îți vei îmbunătăți foarte multe eschivele și te va ajuta în următoarea ta luptă ca să câștigi. Dă tot ce mai bun din tine și vei deveni un luptător grozav.